m-am întâlnit cu cineva la un eveniment. Mi-a amintit că i-am dat un scooter cândva. Acum, de pe atunci, student, acum mică, doi copii, altă viață, la fel de bine arăta, o salut pe această cale, a avut amintiri frumoase alături de noi. De atunci împărțim foarte mult înghețată pe plajă. Pentru concursul de acum am două coșuri de înghețată, foarte mult înghețată, dar doar unul dintre voi poate să împartă înghețata la liber în public. Unul dintre voi va face prieteni, cu siguranță, ceilalți nu. Jocul este jocul tricoului înghețat. Numai prin mișcări suave și prin temperatura corpului aveți voie să dezghețați tricoul înghețat. Tricoul înghețat este considerat dezghețat când poate fi îmbrăcat de un corp de om. El acum este stâncă, vă dați seama, e pietroi, n-ai cum să-l bagi pe tine. Câștigă cel care reușește să îmbrace primul tricoul. Vă puteți folosi de zâmbetul vostru, de limbă bucălaie, dacă nu se lipește. Să ai grijă. Florin, te rog. Putem să ne folosim și de alte corpuri? Da, dacă acceptă oameni din public. Nu, dacă acceptă oameni din public, dacă acceptă operatorii, colegii noștri de la Macara, Suneci, așa mai departe, Michi care a venit cu Puberelul Fierbințelu. Da. De capitanul Burtă Mare. Da. Oați, te rog. Se acceptă și lovituri sau doar frecare? Pot și lovituri. Poți să te folosești de podea. Nu aveți voie să le băgați în apa piscinei. Atenție mare. N-aveți voie. Ce întrebare ai, Oați? De parcă nu știai că se acceptă și lovituri în afară de frecare. Eu credeam că e doar cu frecare. Aia, că ce naiba. Da, și eu mă refeream la tricouri. Bun. Atenție mare, puteți să vă uitați în public să vedeți unde se duc înghețatele. Dacă cineva vă ajută, înseamnă că vă ajută nu încă. Puteți să vă uitați la dansatorii noștri, care unii fierb deja de la 8 așteaptă jocul ăsta. Începem în 5, 4, 3, 2, 1, start fiecare. Hai, bă. Să ia un tricou și dăm drumul la treabă. Ia să vedem. WhatsApp zici că a scos ciocolata de la congelator și vrea să o spăl. Nu, că n-am voie. Nu, te rog. Bă, mi se aude cămașa și numai una am până sâmbătă. Bun. Să știți că... Gata, vino repede încoa. Să știți că se aprobă... Se aprobă folosirea altor trupuri. Durează. Oați e foarte departe în jocul ăsta. Gabriel, am trebuit să-i spui poezii, jur, nu așa se dezgheață. Freacă-l de tine, lipește-l. Ține-l între... Între mese. Ramona, tu erai cea mai fierbinte colega noastră, dar văd că nu mai e chiar așa. Te-ai mai răcit în ultima perioadă. Te-a ieșit vina băieților. Cineva, dacă mai vrea cineva să frece de Riza ceva. De ce? Oați e foarte departe în jocul ăsta. Deana Munteanu și-a găsit coechipier și partener. Da. Despre WhatsApp, probabil nu știați, dar a terminat Mate Info, se vede clar pe el. Este singurul care are un algoritm. Restul se lucrează la fiecare la povestea. N-ai voie. Ia să vedem, are foarte puțin WhatsApp. Florin e și el departe. Hai să vedem cine reușește să-l îmbrace primul. Cel care reușește să-l îmbrace primul a câștigat. Mai are foarte puțin WhatsApp, nu distruge ochelarii, te rog. Gabriela, asta cu moldovencele fierbinți nu o mai cred. Asta cu moldoveancă fierbinte nu o mai cred. Uite! Nu te bate de aici că îmi distrugi toate cadrele! Oficial, câștigătorul de la băieți este Oața! Continuă concursul la fete! Continuă la fete! Bravo! Și a zis că doar e talentat la cântat. Nu, iată! Iată, Diana Stejereanu aproape și ea de finalizare. Aproape și Diana Stejereanu, doamnelor și domnilor. Prima fată în concurs. Prima fată în concurs este Diana. Știm, din motive de părinți cu copii, voi voiați să fie concurs de tricou rude, nu s-a putut, s-a făcut tricouri înghețate. Mulțumim tare mult. Diana și WhatsApp, vă rog să luați unul albe, unul negre
și să le împărțim. Mulțumim tare mult, Algida, pentru premiile astea dulci. Iar noi ne pregătim ca după scurta pauză să cunoaștem și noi oamenii din public, să vedem din ce zone. Să oprească cineva pe moldovean. Sau lasă așa. Gabriela, nu te opri. Nu te opri, dă-i acolo. Luminița e aproape. Fii ambițioasă. Deci ce înseamnă ambiție de moldoveancă? Fii ambițioasă, nu te lăsa până la final. Pune-l pe tine, te rog eu. Da. Bun. Am promis că după pauză ne cunoaștem, o să dăm o... Adică și o înghețată. Pe ce al tău e pus deoparte, Gabriela. Am înțeles că stai până joi, să te mai joci cu noi. Da, dar nu știu în ce cameră. În ce cameră stai? Eu mă însor fix duminică, îmi pare rău. S-a dat. Auzi, măcar dacă e să fie pe față, că Ristei n-a vrut să recunoască. Treaba lui, nu știu ce... Am auzit o felul de lucruri despre Ristei, dar chiar asta n-am auzit. Vezi, îți mai umblă și vorbele, Florine. Asta era acu. Deci pe față, ai înțeles? Am bătrânit, acu 15 ani, la doi pași aici pe plajă. Ce vorbești, mă? Ce, mă? Geaman dure era, bă. Acum anunță spre... pe toată lumea că se însoară. A doua oară în 360 de zile cu aceeași femeie. Mă îndrept spre pauză, dragii mei, cu pași repede.